Cele trei formațiuni din Alianța Dreapta Unită, vorbim despre USR, Forța Dreptei și PMP, au comunicat că vor avea candidați comuni și la alegerile locale. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă susținută de Dominic Friț, președintele USR Timiș, Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei și Lidia Dugulescu, președintele PMP Timiș. Noi n-am fi aici, noi toți trei împreună, dacă n-am crede că trăim vremuri excepționale. Și dacă n-am crede că este nevoie să ne unim în această alianță dreaptă unită pentru a opri această încercare de a crea acest nou FSN, acest nou partid unic care pune mâna pe toate instituțiile statului, pe toate primăriile în țară, pe parlament și pe președinție. De aceea candidăm împreună cu o alianță dreaptă unită la europarlamentare și Violeta Alexandru este aici viitor europarlamentar al Alianței Dreapta Unită. Dar vom candida împreună și la alegerile locale. Acum, în aceste zile, ducem ultimele discuții cum va arăta această alianță aici în Timișoara și în județul Timiș. Ludovic Orban a spus că îl susține pe Dominic Friț la primăria Timișoara și că acesta este scopul vizitei lui, de a-și arăta suportul. Este un om integru, un om extrem de serios, un om care reprezintă o garanție că Timișoara se va dezvolta în continuare. Sigur că poate unii colegi din PNL s-au supărat atunci când i-am dat un telefon domnului primar când a câștigat primăria. Pe de altă parte, mie Timișoara nu mi-este indiferentă, întotdeauna mi-a fost dragă. Și într-un fel, Timișoara este cam în aceeași situație în care este orașul meu natal, Brașov. Forțele răului se adună și caută să construiască structuri de luptă nedemocratică pentru a îndepărta pe oamenii corecți, pentru a îndepărta pe oamenii care cred în democrație. Lidia Dugulescu, președintele PMP Timiș, a afirmat că Alianța Dreapta Unită este un răspuns natural la Alianța PNL-PSD, care are drept scop monopolizarea puterii și a controlului politic. De asemenea, mă bucur foarte mult că la nivel național s-a făcut această alianță Dreapta Unită între PMP, Forța Dreptei și USR și mă bucur că este de fapt un răspuns natural, organic, la alianța pe care are o motivație total diferită de a noastră, cea a PSD și PNL, să se unească pentru putere și control politic și cred că acum este șansa oamenilor din România să știe că în data de 9 iunie și apoi la următoarele alegeri avem cu toții o șansă egală. Ludovic Orban a făcut o declarație și în ceea ce îl privește pe Nicolae Robu. Acesta spune că nu-l mai recunoaște și că îl consideră o șoșoacă cu pantaloni.